같은 미는 너와 미시도란 내 미가 una este de la mama al tan vas una amiga y el copir en su fletare dar veme en tu adefira tan quemada y muy brincante que hará como un cantio pira tu mier soarele si luna și te iubesc dintotdeauna. Te iubesc din alte vieți cum iubesc mari poeți. Tu miracol din pântecul meu, ai ales să-ți fiu mamă eu, creștin sau ateu, prin tine se explică Dumnezeu. Viața mea prin te culoare completeze arta și versul simt cum mite plin prin pântec ia contur și universul eu copil în sufletare dar femeie în toată firea te-am chemat de mult prin cânte iar acum îmi cânt iubirea. Tu mi-ești soarele și luna și te iubesc dintotdeauna. Te iubesc din alte vieți cum iubesc mari poeți. Tu miracol din pântecul meu, ai ales să-ți fiu mamă eu, creștin sau ateu, prin tine se explică Dumnezeu. Te iubesc dintotdeauna. Te iubesc din alte vieți cum iubesc mari poeți. Tu miracol din pântecul meu, ai ales să-ți fiu mamă eu, creștin sau ateu, prin tine se explică Dumnezeu. În numele Tău, Doamne, Dumnezeule adevărul și eu ne-am născut Fiului Tău și Duhului Tău celui Sfânt, punerea mea pe roaba Ta aceasta, Anaisia Lene, care s-a învrednicit a scăpa către numele Tău cel Sfânt și a se păzit sub acoperământul aripilor Tale, îndepărtează de la dânsa înșelăciunea cea veche și umple pe ea de credința cea întru Tine, de nădejde, de dragoste, ca să cunoască că Tu ești unul Dumnezeu cel adevărat și unul născut este Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Tău cel Sfânt. Dă ei să umble în toate poruncile Tale și cele bine plăcute Ție să păzească, că va face omul acestea viu, va fi prin prânsele. Scrie-o pe dânsa în cartea vieții Tale și împreună cu turma moștenirii Tale, ca să preasăvească pe dânsa numele Tău cel Sfânt și al iubitului Tău Fiu, al Domnului nostru Iisus Hristos și Duhului Tău cel de viață, păcător. Să fie ochii Tăi, Doamne, căutând întotdeauna cu milă spre ea și urechile Tale să asculte glasul rugăciunii. Deselește-o pe ea în lucrurile mâinilor ei și în tot neamul ei, ca să se mărturisească ție, închinându-se și slăvind numele cel mare și preanalt și să te laude pururea în toate zilele vieții sale. Că pe tine te laudă toate puterile cerești, slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Dumnezeu nostru, slavă și împăratul Mântuitor, după adevărului, care se zinești toate pe necrisiori bunătăți de tuturor de viață, vino bun este să lășluiești între noi și nicotășești toate întâlnesiune și mântuiești bunătăți pe tele noastre. Sfinte Dumnezeu, Sfinte Tare, Sfinte Fate Moarte, Sfinte pe noi, Sfinte Dumnezeu, Sfinte Tare, Sfinte Fate Moarte, Sfinte pe noi, Sfinte Dumnezeu, Sfinte Tare, Sfinte Fate Moarte, Sfinte pe noi. Slavă Tatălui,
și Duh și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, și binecuvântă noi, Doamne, curățești păcatele noastre și stăpâni iartă, fără de legile noastre, sfințe și teadă și vinitele putințele noastre, pe Duhul Sfântului Tău. Doamne, iubiește, Doamne, iubiește, Doamne, iubiește, slavă Tatălui, și pe Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească, Sfântă, vii părăția ta, fac să-mi voia ta, precum în cer așa și pe pământ, pâinea noastră și ați profiță din nou astăzi, și ne iată nouă, Doamne, șanile noastre, precum și noi iertăm vizitelor noștri, nu-ți mă neispita și ne izbăvește de cel viclean. Ca ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Ceartă-te pe tine, diavole, Domnul, cel care a venit în lume și s-a sălășluit între oameni ca să surpe tirania ta și pe oameni să-i izbăvească. Cel ce pe lemn puterile cele potrivnice le-a biruit soarele întunecându-l și pământul clătinându-l, mormintele deschizându-l și trupurile sfinților sculându-l, care a zdrobit cu moartea pe moarte și a surpat pe cel ce avea stăpânirea morții, adică pe tine, diavole. Jură-te cu numele lui Dumnezeu, care a arătat pomul vieții și a rânduit herufim și sabie de foc ce se întoarce și îl sprăjuiește. Cutremur-te și te depărtează, căci te jur cu numele acelea care au luat ca pe uscat pe valurile mării și ce a certat viforul vânturilor, a cărui căutătură se ia ca adâncurile și groaza lui topește munții, ca acela și acum îți poruncește prin noi. Teme-te, ește, depărtează de la zidirea aceasta și să nu te întorci, nici să te ascunzi în ea, nici să o întâmpini pe ea, nici să lucrezi împotriva ei, nici noaptea, nici ziua, nici dimineața, nici la amiaza, ci te duni iadul tău până în ziua cea mare gătită judecății. Teme-te de Dumnezeu cel ce șade pe herufim și caute spre adâncul de care se cutremură îngerii, arhanghele, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, herufimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte 6 ari, de care se cutremură cerul, pământul, marea și toate câte sunt în ea, ieși și te depărtează de la cel însemnat noul ales ostaș al lui Hristos, Dumnezeul nostru. Că te jur cu numele aceluia care umblă pe aripile vânturilor și face prin cei săi ducuri și pe slujile sale pare de foc, ieși și te depărtează de la zidirea aceasta cu toată puterea ta și cu toți slujitorii tăi, că s-a prea slăvit prea sunt numele tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Dumnezeule cel sfânt și înfricoșător și slăvit, care în toate lucrurile și în tăria sa este neajuns și nepătruns, cel ce mai înainte ți-a rânduit ție, diavole, pedeapsa muncii cele de veci, prin noi nevrednice robii lui sporuncește ție și la toată puterea cea împreună cu tine lucrătoare, să te îndepărtezi de la noul însemnat cu numele Domnului nostru Iisus Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu. Jură-te, dar întru tot viclene și necurate și spurcate și urâte și ducurile străine cu puterea lui Iisus Hristos, care are toată puterea în cer și pe pământ, cel ce a zis Duhul celui mut și surd, ieși din om și de acum să nu mai intri în el. Du-te și cunoaște-ți puterea ta cea deșartă, care nici peste turma porcilor n-a avut stăpânire. Adu-ți aminte de cel ce ți-a poruncit ție după cererea ta să intri în turma lor. Teme-te de Dumnezeu, cu a cărui poruncă pământul pe ape s-a întărit, de cel ce a zidit cerul și a pus înălțimilor hotar și văilor măsură, de cel ce a pus nisip cu hotar mare și navă mare, cărare tare, de cel ce se atinge de munți și fumegă, de cel ce se îmbracă cu lumina ca și cu o haină, de cel ce a întins cerul ca un cor, de cel ce a acoperit cu ape înălțimile lui, de cel ce a așezat pământul pe temelile lui și nu se va clătina în veacul veacului, de cel ce cheamă apa mării și o varsă peste fața întregului popor, ieși și te depărtează de la cel care se gătește către sfânta luminare. Jură-te cu patima cea mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos și cu cinstitul lui trup și sânge și cu venirea lui cea înfricoșătoare, că va veni și nu va zăbovi să judece tot pământul și pe tine și pe toată puterea cea împreună lucrătoare cu tine să te muncească în ghiena focului, dându-te în întunericul cel mai din afară unde viermenul nu doarme și focul nu se stinge, că puterea este a lui Hristos Dumnezeul nostru împreună cu Tatăl și Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, Savaot, Dumnezeul lui Israel, cel ce tămăduiești toată boala și toată neputința, caută spre roaba ta, Anaiselena. Cearcă-o, cercetează-o și îndepărtează de la dânsa toată lucrarea diavolului. Ceartă duhurile cele necurate și le depărtează și curățește lucrurile mâinilor tale.
și lucrând cu grabnica ta lucrare, zdrobește de grabă pe satana sub picioarele ei și dă-i biruința asupra lui și asupra duhurilor celor necurate, ca dobândind mila ta să se învrednicească de tainele tale cele nemuritoare și cereștie slavă să înalțe Tatălui și Fiului Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Stăpâne, Doamne, Cel care ești, care ai făcut pe om după chipul și asemănarea ta și ai dat lui putința de a dobândi viața de veci. După aceea, căzând prin păcat, nu l-ai trecut cu vederea, ci ai rânduit mântuirii lumii prin întruparea Hristosului tău. Însuți, primește în împărăția ta cea cerească și făptura aceasta ta, pe care ai izbăvit-o din robia vrăjmașului. Deschide-i ochii gândului ca să-ți strălucească în ea lumina Evangheliei tale. Însoțește viața ei cu ungeri de lumină și ca să o izbăvească de toată bântuiala potrivnicului, de întâmpinarea celui viclean, de demonul cel de amiază și de nelucirile cele rele. Îndepărtează de la dânsa pe tot necuratul duh care se ascunde și încuibează în inima ei. Amin. Îndepărtează de la dânsa pe tot necuratul duh care se ascunde și încuibează în inima ei. Amin. Îndepărtează de la dânsa pe tot necuratul duh care se ascunde și încuibează în inima ei. Amin. Duhul înșelăciunii și al slujirii idolești. Duhul înșelăciunii și al vicleșugului și a toată lăcomia, Duhul minciunii și a toată necurăția, care lucrează după învățătura diavolului, și fă-o pe ea oaie cuvântătoare, turme cele sfinte a Hristosului tău, mădular cinstit al bisericii tale, fică și moștenitoare a împărăției tale, ca dobândind poruncile tale și vețuind, păzind pe cetea nestricată și ferind veșmântul neîntinat, să dobândească fericirea sfinților în împărăția ta, cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni a unui născut Fiului tău care ești binecuvântat, împreună cu prea sfântul și cu bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Te lepezi de satana și de toate lucrurile lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui. Spuneți, mă lepe. Te lepezi de satana și de toate lucrurile lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui. Te lepezi de satana și de toate lucrurile lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui. Mă lepezi. Te-ai lepădat de satana. Mă lepezi. Te-ai lepădat de satana. Mă lepezi. Te-ai lepădat de satana. Acum întorceți. Te unești cu Hristos. Spuneți, mă unesc. Te unești cu Hristos. Te unești cu Hristos. Și crezi Lui. Spuneți, cred Lui ca un împărat și Dumnezeu. Cred Lui ca un împărat și Dumnezeu. Știi cineva crezi cu Hristos? Citește cum o citești. Cred în Bunul Dumnezeu, Tatăl Atotitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. Și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat și de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pont Pilat și a cătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Sfânturi și s-a suit la cerul și a venit de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept în viața morților și viața veacului ce va să fie. Cal tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru, ție slavă, ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu, biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfântă biserica aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Calinic, pentru cinstita preoțime, Ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să trimitei harul izbăvirea Iordanului, pentru ca să vină peste apa aceasta lucrarea cea curățitoare a trimii cel mai presus de fire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței și a dreptei credințe prin venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se arate apa aceasta izgonitoare de toată bântuiala vrăjmașilor văzuți, nevăzuți, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca vrednic să se facă de împărăția cea nestricăcioasă aceasta care se va boteza întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru aceasta ce vine acum la Sfânta Luminare pentru mântuirea ei, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se arate ea fica luminii și moștenitoarea veșnicilor bunătăți, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să facă ea împreună sădită și părtașă morții și învierii lui Hristos, Dumnezeul nostru, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să-și păzească ea haina botezului și logodirea Duhului neîntinată, fără de prihană, în ziua cea înfricoșătoare a lui Hristos, Dumnezeul nostru, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să facă ei apa aceasta baie naștere de a doua spre iertarea păcatelor, spre îmbrăcăminte, într-o nestricăciune, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă Domnul Dumnezeu glasul rugăciunii noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie izbăvită ea și noi de tonecazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm! Ție, Doamne! Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mare ești Tu, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Amin. Mare ești Tu, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Amin. Mare ești Tu, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Amin.
că Tu de bunăvoie toate aducându-le dintr-o neființă într-o ființă, cu puterea Ta ții făptura și cu purtarea Ta de grijă chivernisești lumea. Tu din patru stihii ai așezat făptura și cu patru vreme ai încununat curgerea anului. De Tine se cutremură toate puterile îngerești, pe Tine Te laudă soarele, pe Tine Te slăvește luna, Ție se pleacă stelele, pe Tine Te ascultă lumina. De Tine se îngrozesc adâncurile, Ție slujesc izvoarele, Tu ai întins cerul ca un cor, Tu ai întărit pământul peste ape, Tu ai îngrădit marea cu nisip. Tu spre răsuflare ai revărsat aerul, puterile îngerești Ție slujesc și cetele arhanghelilor Ție se închină. Herofimii cei cu ochi mulți, serafimii cei cu câte șase aripi, stând împrejur și zburând, de frica slavei Tale, cele necuprinse, se acopere. Că Tu, Dumnezeu, fiind necuprins de gând și de cuvânt și fără de început, ai venit pe pământ chipul nostru luându-l. Într-o asemănare omenească făcându-Te, că n-ai răbdat, Stăpâne, pentru îndurările mile Tale să vezi neamul omenesc chinuit de diavol, ce ai venit și ne-ai mântuit pe noi. Noi mărturisim harul Tău și vestim mila Ta și nu tăinuim facerea Ta de bine. Toată firea omenească Tu ai izbăvit-o, pântecele Fecioarei l-ai sfințit cu nașterea Ta. Toată făptura Te laude pe Tine, Cel ce Te-a arătat, că Tu, Dumnezeu nostru, pe pământ Te-ai arătat și cu oamenii ai petrecut. Tu, trimițind din cer Duhul Tău cel Sfânt, ai sfințit curgerile Iordanului și capetele balaurilor care se încuibaseră acolo, le-ai zdrobit. Tu însuți, dar iubitorul de oameni, vino și acum cu puterea Sfântului Tău Duh, care sfințește toate, sfințește și apa aceasta. Amin. Tu însuți, dar iubitorul de oameni, vino și acum cu puterea Sfântului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Tu însuți, dar iubitorul de oameni, vino și acum cu puterea Sfântului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Și dă-i harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului, Hristoase Dumnezeul nostru. Fă-o pe dânsa har și izvor de nestricăciune, har de sfințenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli, diavolilor pe ire de putere cele potrivnice neatinsă, plină de putere îngerească, să fugă de la ea pisma și zidirii Tale, că am chemat, Doamne, numele Tău cel minunat, slăvit și înfricoșător pentru cei puternici. Să se zdrobească sub semnul crucii Tale toate puterile cele potrivnice. Amin. Să se zdrobească sub semnul crucii Tale toate puterile cele potrivnice. Amin. Să se zdrobească sub semnul crucii Tale toate puterile cele potrivnice. Amin. Și să nu se ascundă în apa aceasta, Hristoase Dumnezeul nostru, Duhul înșelăciunii, care aduce întunecarea minților. Rugăm-ne Ție, Doamne, nici să se pogoare la aceasta care se va boteza, Duhul viclean, care aduce întunecarea gândurilor și tulburarea cugetului. Ci Tu, Stăpânea toată, arată apa aceasta, apă de izbăvire, apă de sfințire, curățire trupului și sufletului, dezlegarea legăturilor, iertarea păcatelor, luminarea sufletului, baie de a doua naștere, înnoirea Duhului, har de înfiere, îmbrăcăminte de nestricăciune, izvor de viață. Că Tu, Doamne, ai zis, spălați-vă și vă curățiți, scoateți vicleșugurile din sufletele voastre. Tu ne-ai dărit nouă de sus a doua naștere prin apă și prin Duh, arată-Te, Doamne, în apa aceasta. Și dă acesteia care se va boteza să se schimbe prin ea, să se lepede de omul cel vechi, stricat de poftele înșelăciunii, și să se îmbrace în cel nou care este înnoit după chipul ziditorului său, ca fiind împreună sădită cu asemănarea morții Tale prin botez să se facă părtaș învierii Tale și păzind harul Sfântului Tău Duh și sporând așezământul harului să ia plata chemării celei de sus, și să se numere cu cei întâi născuți în cer întru Tine, Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos, că Ție se cuvine toată slava, puterea, cinstea și închinăciunea, împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și cu Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Thank you.
Bucurii, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Amin. Duh, să fie spre ascultarea credinței. Amin. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Amin. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit ca Amin. Să umble în cărările Domnului. Amin. Ține-l până spune, da? Hai mai trafic. Se botează roaba lui Dumnezeu Ana Iselena în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Mult milostive, Hristoase, Dumnezeul nostru. Dă-mi haine luminoase, ceea ce te îmbraci, cu lumină ca și cu haină. Mult milostive, Hristoase, Dumnezeul nostru. Dă-mi haine luminoase, ceea ce te îmbraci, cu lumină ca și cu haină, mult milostive, Hristoase, Dumnezeul nostru. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Binecuvântate ești, Doamne Dumnezeule, atoțiitorului, izvorul bunătăților, soarele dreptății, care celor ce erau într-un tuneric le-ai strălucit lumina mântuirii prin arătarea unui a născut Fiului Tău, Dumnezeului nostru. Și ne-ai dăruit nouă nevrednicilor fericită curățire prin Sfântul Botez și dumnezeiasca sfințire prin ungerea cea făcătoare de viață, care și acum a binevuit a naște de nou pe roaba ta aceasta, Anais Elena, nou luminată prin apă și prin Duh. Și ai dăruit ei iertarea păcatelor celor de voi, celor fără de voi însuși, stăpâne preandurate, împărate al tuturor, dăruiește-i și pecetea darului Sfântului și întru tot puternicul și închinatului tău Duh și cuminicarea Sfântului Trup și a Scumpului Sânge al Hristosului tău. Păzește-o pe dânsa într-o sfințenia ta, întărește-o în credința ortodoxă, izbăvește de ceea ce este rău, de toate înlătirile lui și păzește sufletul lui în frica ta cea mântuitoare, în curăție și în dreptate, ca în tot lucru și cuvântul bineplăcuției se facă ea fică și moștenitoare a cereșilor tale împărății. Că Tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeu care miluiești și mântuiești, ție slavă îți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se unge roaba lui Dumnezeu Anais Elena, sfânderemul bucuriei, pecetea darului Sfântului Duh, 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 pecetea darului Sfântului Duh. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Matei citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte în vremea aceea, cei 11 ucenici au mers în Galileea la muntele unde le poruncise lor Iisus și văzându-L s-au închinat ei care se îndoiseră. Apropiindu-se, Iisus le-a vorbit zicând, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Drept aceea mergeți și învățați toate neamurile și le botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-i să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește!
îndreptat, Tu te-ai luminat, Tu te-ai sfințit, Tu te-ai spălat, Tu te-ai numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Îndreptat, Tu te-ai luminat, Tu te-ai sfințit, Tu te-ai spălat, Tu te-ai numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Îndreptat, Tu te-ai luminat, Tu te-ai sfințit, Tu te-ai spălat, Tu te-ai numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Botezat, Tu te-ai luminat, Tu te-ai miruit, Tu te-ai sfințit, Tu te-ai spălat, Tu te-ai numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Botezat, Tu te-ai luminat, Tu te-ai miruit, Tu te-ai sfințit, Tu te-ai spălat, Tu te-ai numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Botezat, Tu te-ai luminat, Tu te-ai miruit, Tu te-ai sfințit, Tu te-ai spălat, Tu te-ai numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, care prin săvârșirea tainei Sfântului Botez cu bunătatea Ta, ai sfințit pe cei ce cred în Tine. Binecuvintează și pe pruncul acesta și să pogoare peste capul ei binecuvântarea Ta. Și precum ai binecuvântat prin procul Samuel pe împăratul David, binecuvintează și capul roabei Tale, Anaïs Elena, prin mâna mea a păcătosului. Însoțind-o pe ea cu Duhul Tău cel Sfânt, ca sporind cu creșterea și cu căruntețele bătrânițelor să-ți înalțe slavă și să vadă bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții sale. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se tunde roaba lui Dumnezeu, Anaïs Elena, în numele Tatălui, Amin. Și al Fiului, Amin. Și al Sfântului Duh, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ți, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru ajutorul și buna creșterea noului botezat, serva lui Dumnezeu, Anaïs Elena, pentru sănătatea și mântuirea ei. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm și pentru robii lui Dumnezeu, pentru nașii care au primit și au ținut pe acest prunc în brațe, pentru sănătatea, pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru, Ție slavă, Ți înălțăm Tatălui și Fiului Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, legea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Prea puternice Părinte, binecuvintează! Cel ce în Iordan de la Ioan a primit a se boteza pentru a noastră mântuire, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume ca să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este și preacurat trupul Tău și acesta este și preascuns sângele Tău. Deci mă rog, Ție miluiește-mă și miartă mie păcatele mele, cele de voi și cele fără de voi, cele cu știință și cu neștiință, cele cu cuvântul și cu lucru. Și mă vrednicește fără de o sânde să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale cele de taine astăzi, spune Dumnezeu, părtași mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina Ta și nici sărutare ca Iuda îți voi da ce precum tâlharul de pe cruce mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, ci spre noirea sufletului și a trupului. Amin.
dincule pruncilor, împărtășește-o Dumnezeu are în serena cu Duhul Sfânt de Domnul Iisus Hristos. Pață, păr și laudă, Doamne! Dincule pruncilor și a celor ce sub, ai săvârșit lauda, Doamne! Încă ne rugăm pentru serva lui Dumnezeu, nobotezată, roada lui Dumnezeu, Anais Elena, pentru sănătatea sufletească, trupească, buna creștere și să trăiască într-o mulți ani. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericite. Doamne, este Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Să dea bunul Dumnezeu, în primul rând, să fii sănătoasă, nouă botezată Anais Elena, cu numele atât de frumos și cu minte am văzut. Să aibă bună creștere, cum se spune, și nu numai cum se spune, bunul Dumnezeu să aibă grijă de noi toți, de părinții ei și, nu în ultimul rând, și de nașii, așa cum ați ascultat. În timpul săvârșirii Sfintei Cani a Botezului, pentru nași, spune acolo în rugăciune, care au primit și au ținut acest prunc în brațe și mai mult au mărturisit și credința, crezul spunând, pentru Anais. Doamne ajută! Să rugați Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce!
Ariana, unde e Ariana? Era mama pe aici. Uite-o! Pentru că el nu știe să stingă copiii mei copilului.